Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăescu și vă propun în minutele următoare să descoperim instrumentul de evaluare ClassClick. Un instrument foarte util în activitatea didactică. Pentru început vă propun să accesați classclick.com și să alegeți rolul de profesor pentru activitatea dumneavoastră. De asemenea, să vă conectați cu contul de Gmail sau contul de EduCred. În acest moment, alegeți rolul de profesor și, bineînțeles, va fi nevoie de încă o confirmare a contului cu care vreți să accesați platforma. După cum observați, puteți adăuga denumirea unității dumneavoastră de învățământ și orașul de rezidență. În acest moment, practic, aveți un cont gratuit creat pe platformă și puteți descoperi oportunitățile acestea. După cum observați, avem un prim instrument din 5 slide-uri, un prim document digital de evaluare la care puteți insera, puteți edita mai multe opțiuni. Clasa la care vreți să trimiteți acest test, de asemenea disciplinele sau disciplina la care veți realiza această activitate de evaluare. Am ales interdisciplinar și social studies, științe sociale. De asemenea, dacă vreți ca testul să fie privat sau să fie share-uit împreună cu colegii dumneavoastră de cancelarie. De asemenea, puteți alege o denumire pentru test și o scurtă descriere. Iată și o primă pagină a activității, a documentului pe care îl propuneți elevilor. În bara de instrumente, după cum observați, aveți mai multe butoane, inclusiv cel de inserarea testului sau cel de inserarea unui link sau fișier video. Puteți adăuga punctele aferente fiecărui item în parte. Am ales ca în această parte introductivă să descoperim care sunt pașii principali de realizare a unui test. El deja se numește Roaster și în varianta actuală se numește Sample Roaster. Acesta este codul pe care o să-l comunicați elevilor dumneavoastră sau puteți să le trimiteți materialul folosind linkul pe care l-am copiat în clipboard. Vă doresc succes și sper să ne revedem. La revedere!